Donald Trump a ajuns din nou președinte. Și cum spune celebrul meme, acesta salvează câinii și pisicile din Springfield. Dar, lăsând gluma la o parte, cât de mult impact va avea această revenire asupra economiei globale și asupra spațiului cripto. Haideți să descoperim împreună! Salutare tuturor! Eu sunt Ioana Pascal și bine ați venit la segmentul Crypto aici, locul unde explorăm impactul real al marelor figuri și evenimentele din spațiul financiar. Astăzi discutăm despre revenirea lui Donald Trump în funcție de președinte al Statelor Unite și ce schimbări va aduce acest lucru pe scenă global. Trump este unul dintre cei mai influenți lideri din ultimii ani, iar deciziile lui pot schimba complet direcția economiei și piețelor financiare. Dacă vreți să înțelegeți cum se leagă politica de investițiile voastre și de viitorul industriei cripto, rămâneți cu mine. Donald John Trump s-a născut pe 14 iunie 1946 în cartierul Queens din New York, într-o familie de afaceri cu o istorie lungă în dezvoltarea imobiliară. Tatăl său, Fred Trump, era un constructor de succes care investise în proiectele imobiliare destinate clasei de mijloc și construise sute de locuințe în New York. Mama sa, Mary Anne Mclean Trump, emigrase din Scoția, în Statele Unite, la vârsta de 18 ani. Donald Trump a crescut într-o familie numeroasă, alături de patru frați. De mic copil s-a remarcat prin personalitatea sa puternică și spiritul competitiv. La doar 13 ani, părinții săi au decis să-l trimite la Academia Militară din New York pentru a-l disciplina sperând că mediul strict îi va canaliza energie. După absolvirea Academiei Militare, Trump a urmat cursurile Universității Forham pentru 2 ani, înainte de a se transfera la Wharton School of Finance din cadrul Universității din Pennsylvania, unde a obținut o diplomă în economie. La scurt timp după terminarea studiilor, a intrat în afacerile familiei compania Elizabeth Trump and Son, pe care are denumit-o The Trump Organization și a extins-o semnificativ, deși afacerea tatălui său se concentra pe construcție de locuințe accesibile în Queens și Brooklyn, Donald a visat la mai mult, și anume să devină un jucător important pe piața imobiliară de lux din Manhattan. Donald Trump a fost de asemenea o prezență constantă în mass-media și cultura populară americană. În 2004, a devenit gazda emisiunii de televiziune The Apprentice, un show de succes în care candidații se întreceau pentru a obține un loc în cadrul The Trump Organization. Emisiunea i-a consolidat imaginea de om de afaceri dur și competent și l-a făcut cunoscut publicului larg din întreaga lume. Fraza sa, You're fired, a devenit una dintre cele mai cunoscute replici din televiziune. Iar faima sa a crescut exponențial. În 2015, Donald Trump a luat o decizie surprinzătoare. A intrat în politică și și-a lansat campania pentru președinția Statelor Unite. Deși părea un outsider politic, Trump a câștigat nominalizarea republicană și, surpriză, în 2016 a fost ales al 45-lea președinte al Statelor Unite. Printre măsurile sale cele mai notabile s-au numărat reforme fiscală, măsurile stricte în privința imigrației și politica American First în relațiile internaționale. După ce a pierdut alegerile din 2020, Donald Trump a luat o pauză de patru ani în politică, dar a rămas activ în domeniul public și în mediul de afaceri. În 2024 a revenit în cursa electorală și, spre surprinderea multora, a câștigat un al doilea mandat, devenind astfel al 47-lea președinte al Statelor Unite. Aceasta a fost o performanță rar întâlnită în istoria americană, iar revenirea sa a fost privită cu interes și controverse, atât în SUA, cât și pe plan internațional. Trump și-a făcut cunoscute intențiile de a aborda subiecte sensibile, cu efect pe termen lung, asupra stabilității internaționale și a economiei interne. Printre cele mai discutate promisiuni din agenda sa se numără oprirea conflictului dintre Rusia și Ucraina. Trump a promis să încerce soluționarea războiului printr-un acord diplomatic complex între SUA, Europa și Rusia. Acesta ar presupune încetarea extinderii NATO și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei, în schimbul păstrării teritoriilor cucerite și implicării Rusiei în reconstrucția Ucrainei. Demisia lui Gary Gensler, șeful SEC Trump și-a exprimat intenția de a înlătura actualul lider al SEC, Gary Gensler, considerându-l un obstacol pentru industria financiară și cripto. Criticat pentru politicile stricte în ceea ce privește reglementarea criptomonedelor, Gary este văzut ca o figură controversată, Înlocuirea sa ar putea aduce mai multă libertate pentru piața cripto și ar putea schimba direcția reglementărilor din SUA. Potențiala creștere a rezervei de Bitcoin a Statelor Unite. Un alt punct interesant al agendei lui Trump este promisiunea de a nu vinde din rezerva de Bitcoin a Statelor Unite cu posibilitatea de a o crește. Această mișcare ar consolida poziția Americii în spațiul cripto și ar demonstra o deschidere față de noile forme de valoare digitale care au potențialul de a contribui la securitatea economică pe termen lung. Elon Musk la conducerea departamentului de eficiență guvernamentală. Nominalizarea lui Elon Musk pentru a îmbunătăți eficiența guvernului este o idee care a captat atenția publicului. Musk, cunoscut pentru inovațiile sale în domeniul tehnologiei și viziunea sa de a revoluționa re ar putea aduce o schimbare semnificativă în modul de funcționare al administrației americane. Eliberarea lui Ross Ulbricht, fondatorul Silk Road. Trump și-a arătat intenția de a elibera pe Rose, o figură controversată condamnat la închisoare pe viață pentru că a creat piața online Silk Road. Eliberarea lui Ulbricht ar simboliza o reanalizare a pedepselor severe aplicate în unele cazuri de crimă digitală și ar deschide un nou capitol în discutarea libertăților online. Reducerea taxelor și stimulentelor economice. Trump a promis să reducă taxele pentru corporațiile care produc în SUA de la 21% la 15%, pentru a atrage și mai multe investiții interne. De asemenea, intenționează să impună tarife de import de 10-20% pentru toate bunurile, stimulând astfel economia internă și susținând producția americană. În plus, pentru produsele provenite din China, Trump intenționează să stabilească tarife de 60% în scopul echilibrării deficitului comercial din Statele Unite. Deportarea imigranților ilegali. Acesta a promis să intensifice acțiuni de deportare în masă a imigranților ilegali. O măsură care va fi întâmpinată cu o opoziție semnificativă din partea grupurilor pentru drepturile omului, dar care ar satisface baza sa electorală preocupată de securitatea granițelor. Donald Trump a câștigat un al doilea mandat în ciuda unor provocări care ar fi descurajat pe oricine. Dintre acestea menționăm cele 34 de capete de acuzare. Trump a fost condamnat pentru multiple acuzații înainte de alegeri, dar printr-o combinație de sprijin popular și abilitatea sa de a comunica direct cu susținătorii sări, a reușit să obțină încrederea publicului. Tentativele de asasinat. Viața lui Trump a fost pusă în pericol, una din tentative fiind aproape fatală. Aceasta a subliniat riscurile și obstacolele cu care s-a confruntat și reziliența sa. Imediat după alegerea lui Donald Trump ca președinte, piețele financiare și spațiul cripto au înregistrat creșteri semnificative. Bitcoin a atins un nou maxim istoric, iar alte criptomonede majore au crescut rapid, susținute de așteptările pentru o reglementare mai favorabilă a pieței cripto. Anunțul posibilității înlocuirii lui Gary Gensler, șeful SEC, cunoscut pentru politica sa strictă față de cripto, a alimentat optimismul în rândul investitorilor. Tesla și Dogecoin au fost de asemenea în atenția publicului pe fondul susținerii pe care Elon Musk a manifestat-o pentru Trump, ceea ce a condus la un impuls de creștere a acțiunilor Tesla și a prețului Doge. În același timp, companii precum Palantir, implicate în securitatea națională și contractele guvernamentale, au beneficiat de o creștere anticipată, având în vedere relațiile strategice pe care le-ar putea avea în noua administrație. În sectorul energetic, companiile petroliere americane precum Chevron și ExxonMobil sunt așteptate să crească, pe fondul politicilor de susținere a producției interne. În schimb, aurul ar putea scădea pe măsură ce investitorii se orientează spre active mai riscante, având în vedere că Trump ar putea stimula economia prin injecții financiare. De asemenea, Trump a susținut ideea unui dolar slab pentru a sprijini exporturile americane, fapt ce ar putea duce la o depreciere a indexului dolarului și ar putea face produsele americane mai competitive pe piața globală. Donald Trump a fost ales președinte, iar mandatul său va începe din ianuarie. Trump vine cu o poziție pro cripto mult mai clară și deschisă față de tehnologiile emergente, susținând inovațiile din acest spațiu. De-a lungul timpului, el a demonstrat interes pentru cripto, participând la evenimente precum conferința Bitcoin de la Nashville și susținând proiectele legate de internet și tehnologie digitală. În timpul campaniei și după alegerea sa, Trump și-a exprimat dorința de a sprijini dezvoltarea unei economii digitale robuste, văzând în tehnologia blockchain o soluție eficientă pentru diverse industrii. Susținătorii săi din spațiul cripto cred că președinția sa va deschide noi oportunități pentru inovație și adopție la scară largă. Trump a fost inițial reticent față de cripto, însă și-a schimbat abordarea, promovând un mediu de reglementare mai flexibil care să sprijine investițiile și să stimuleze creșterea economică. Prin inițiative legislative, administrația sa ar putea oferi un cadru mai clar și prietenos pentru companiile și investitorii din domeniul cripto. Mandatul său pro cripto și deschiderea către blockchain ar putea să facă de Statele Unite un lider global în adoptarea acestor tehnologii. Cu un președinte care susține inovația digitală, există așteptări ca reglementările să fie mai echilibrate, protejând atât investitorii cât și dezvoltarea tehnologică. În concluzie, revenirea lui Trump la Casa Albă promite o abordare mult mai prietenoasă față de cripto și blockchain. Atât am avut pentru voi astăzi. Dacă v-a plăcut acest video și vreți să descoperiți mai multe despre liderii influenți ai lumii și schimbările din politica globală, dați un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a rămâne la curent cu tot ceea ce postăm. Pe mine mă găsiți și pe platforma X la Ioana Pascal. De asemenea, aruncați un ochi și pe linkurile din descriere pentru resurse suplimentare. Acolo vă puteți înscrie pe Patreon, puteți găsi oferte de la diferite exchangeuri cripto și oferte pentru NordVPN. Până data viitoare, Teisafu, much love! Donald Trump a fost ales președinte, Elon Musk la conducerea Departamentului de Eficiență Guvernamentală, Doge. Ar putea aduce o schimbare semnificativă în modul de funcționare al administrației americane. F.C. Musk, cunoscut pentru inovațiile sale în domeniul tehnologiei și viziunea sa de a revoluționa în industrii întregi,